Luna decembrie, ultima din an, este una care poate inspira nativii zodiilor să ia anumite decizii privind schimbări majore în viață, majoritatea fiind influențați mai ales de începutul unui nou an, care vine cu stabilirea anumitor deziderate. Atenție însă la zodiile temperamentale, care pot lua decizii impulsive. Astrele indică posibile probleme sentimentale pentru lei, una dintre cele mai temperamentale zodii. Conform astrologului Lorina, exact lei trebuie să acorde atenție sporită planului relațional în ultima lună a anului. Totuși, nativii din zodia leu au parte și de o portiță, mai ales dacă și-ar domoli orgoliul. Dacă vă opriți puțin și analizați cât de cât obiectiv situația, realizați că deși erați convins că ați ales calea potrivită, undeva pe drum ați fost derutat de către acțiuni cu rezultate și efecte mai curând malițioase. Astfel, probabilitatea ca leii să acționeze impulsiv este destul de ridicată la final de an, în luna decembrie, mulți dintre acești nativi riscând să rămână fără partener sau parteneră. Bineînțeles, acest tip de probleme se pot extinde, din păcate, chiar și în mediul profesional, conflictele riscând să vizeze chiar mediul de lucru al leilor. Astfel, o atitudine mai relaxată și preventiv chiar distantă ar fi mai sănătoasă înainte de revelion. Totodată, ideal ar fi ca partenerii care trăiesc lângă un leu sau o leoaică să dea la rândul lor dovadă de mai multă clemență, mai ales că acești nativi au anumite calități dovedite, au inițiativă, sunt atașați și sar mereu în ajutorul celor dragi. Despre zodia leu se spune că este o fire libertină și își dorește să aibă alături un nativ care să nu-i îngrădească libertatea, așadar poate face casă bună cu o balanță, un săgetător, berbec sau un geamăn. Relația leu-leu poate funcționa doar dacă există o bună comunicare în cuplu, așa că mare atenție în ultima lună a anului, relatează click.ro.